Moarte cumplită pentru o femeie din Iași care a întreținut relații intime cu un vecin. Partenerul i-ar fi provocat răni cumplite și hemoragie, în urma cărora aceasta a decedat. Moarte cumplită pentru o femeie din Iași care a fost să facă amor cu un vecin. Cuprins de flăcările pasiunii, partenerul de nebunie al moldovencei a introdus în zona ei intimă un obiect care i-a provocat decesul. Femeia s-a dus de bunăvoie la vecinul ei pentru a întreține raporturi intime. Potrivit primelor informații, cei doi parteneri au avut o discuție în contradictoriu și i-ar fi introdus femeii un tub metalic de dimensiuni mari. Tubul i-a provocat răni cumplite și hemoragie, în urma cărora a murit. Cazul șocant a ieșit la iveală după ce bărbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor. El a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi a fost eliberat și pus sub control judiciar. În urma declarațiilor bărbatului, oamenii legii au concluzionat că omul nu i-a provocat rănile intenționat partenerii sale de amor. Cel mai probabil, la mijloc a fost vorba despre un joc sexual.